Deci la această etapă este o inițiativă, nu au fost făcute publice careva detalii. Va fi o inițiativă care, în primul rând, va fi discutată în interiorul Uniunii Europene. Deci la această etapă nu există absolut nicio claritate asupra finalității acestor discuții din interiorul Uniunii Europene. Chiar această săptămână vom avea posibilitatea să aflăm mai multe detalii din discuțiile cu partenerii noștri francezi, dar până la urmă această inițiativă va duce la o serie de discuții în interiorul Uniunii Europene și finalitatea acestei inițiative la această etapă nu este clară. Din perspectiva noastră, a Republicii Moldova, poziția noastră este că Republica Moldova își dorește și va insista pe continuarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană conform căi standard de aderare, depunerea cererii de aderare deja a avut loc, chestionarul a fost îndeplinit, la o etapă ulterioară vrem să devenim stat candidat la aderare, deci ne dorim parcursul standard de aderare la Uniunea Europeană, parcurs prin care au trecut toate statele, Austria, Finlanda în anii 90, România, Lituania în anii 2000, Croația ulterior, deci, ăsta este parcursul pe care vrem noi să-l urmăm. În același timp, dacă există inițiative adiționale care permit ancorarea Republicii Moldova în spațiul european, fortificare, dezvoltarea unor mai multe legături politice, economice, care ne permit să fim incluși în mai multe formate din interiorul Uniunii Europene, în așteptarea și în pregătirea aderării, propriu-zise, noi suntem pentru astfel de inițiative. Și dacă ne uităm la ultimii 15 ani uh, a interacțiunii noastre cu Uniunea Europeană, uh, putem trasa și o paralelă în care noi am insistat întotdeauna pe aspirațiile noastre europene, pe dorința noastră de a adera la Uniunea Europeană, dar între, în același timp am dezvoltat uh, alte 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 inițiative și alte platforme de interacțiune cu Uniunea Europeană, acordul de asociere, care conține prevederile privind zona de liber schimb, călătorile fără vize, liberalizarea transportului aerian, cooperarea între serviciile de grănicieri. Acum avem o cooperare foarte bună pe linia Facilității Europene pentru Pace, care va mobiliza și va aduce uh, asistență Republicii Moldova în domeniul apărării și pentru armata noastră. Deci sunt zeci de procese care au fost, pot și vor fi dezvoltate, care vin să suplinească și să sprijine aspirațiile noastre europene și în niciun caz nu vin să le submineze. Deci noi privim la fel, prin aceeași prismă, inițiativa Franței, o inițiativă nouă care ne va permite dezvoltarea unor noi platforme de cooperare care vor suplini, sprijini și chiar accelera aspirațiile noastre europene. Să vă întreb Baltfield Nestră personal, v-ați bucurat sau v-ați întristat atunci când ați auzit această inițiativă? Aș vrea să înțeleg dacă vedeți în ea o eventuală capcană în care să se împiedice statele astea, Republica Moldova, Ucraina, în procesul de aderare. Deci orice inițiativă care ne permite să ne apropiem de Uniunea Europeană, să ne integrăm în instituțiile europene, în piața europeană, în formatele de dialog. Nu este o capcană, este o scară care ne permite să urcăm, să avansăm spre statutul de stat membru cu drepturi de pline. Deci, în sensul acesta, orice lucru care ne atașează de spațiul european este un pas în direcția bună și un pas care ne apropie de integrare europeană. Evident, detaliile, parametrii, condițiile oricărei inițiative trebuie discutate în detalii, dar tot ce ne atașează și ne ancorează mai ferm în spațiul european nu este capcană, este o scară. Și același zonă de liber schimb pe care o avem cu Uniunea Europeană din 2014, acordul de asociere, exact aceleași întrebări erau puse Republicii Moldova acum 10-12 ani. Dar acordul de asociere n-ar fi o capcană care ar deraia parcursul european. Uh, timpul a dovedit că nu a fost, pentru că acordul de asociere ne-a permis să ne diversificăm comerțul, să fim mult mai rezilienți față de inclusiv Uh, întreruperea practică a relațiilor comerciale cu o bună parte din partenerii noștri din Est tradițional, comercial, din cauza războiului. Deci acordul de asociere, zona de liber schimb, ne-a permis, nu a fost o capcană, acum o putem spune ferm că ne-a permis să facem câțiva pași în direcția integrării europene, chiar dacă în acordul de liber schimb nu scrie nicăieri că acest acord neapărat duce la aderarea la UE. Deci, uh, iată, prin prisma acestei experiențe, anterioare a noastră, în care noi, pe de o parte, vrem și mergem în Uniunea Europeană, pe de altă parte, dezvoltăm formate de cooperare care ne apropie de UE, aceste lucruri sunt, merg în aceeași direcție, se sprijină reciproc, sunt sinergetice, și cam așa intenționăm să ne dezvoltăm relațiile și pe viitor. Deci înțeleg că e o propunere benefică, așa o vedeți dumneavoastră. Deci noi trebuie să ne asigurăm că este benefică. Evident, dacă într-un anumit moment vom simți tentative de a mișca lucrurile într-o direcție în care se pune problema sau sau, acest lucru nu ar fi acceptabil pentru noi. Pentru noi poziția este și procesul standard de aderare la UE și alte inițiative care ne apropie de UE. La G7 v-ați întâlnit și cu domnul Culeba, șeful diplomației de la Kiev. se întâmplă, tocmai după ce Republica Moldova a răspuns cu refuz la uh, o cerere oficială a Kievului să-i livreze aceste avioane MIG-6, uh, aparate de zbor, ați găsit înțelegere la omologul nostru de la Kiev în această poziție a Chișinăului că nu-i poate livra aceste aparate de zbor, nici măcar la piese, pentru că statutul de neutralitate nu-i permite? Deci, noi, pe parcursul întregului meu mandat, am avut o comunicare constantă și foarte bună cu Dmitro Culeba, inclusiv de la izbucnirea războiului pe 24 februarie, eu în permanență am avut un uh, schimb de mesaje sau apeluri telefonice cu Dmitro Culeba. Acum este pentru prima dată când ne-am văzut uh, după luna februarie. Am avut o discuție foarte bună, ca de altfel și discuțiile anterioare. Am discutat un spectru destul, destul de larg de probleme, sau nu doar probleme, dar și oportunități, inclusiv procesul de aderare la uh, aspirațiile noastre și procesul de aderare la Uniunea Europeană, chestionarul, relațiile bilaterale, dar uh, problema migurilor nu s-a discutat în acest format. Uh, înțelegerea mea este că acest subiect deja a fost clarificat și depășit și el nu a fost discutat în cadrul discuțiilor noastre. Pe de altă parte, m-ar interesa opinia noastră, când un vecin aflat în război îi cere altui vecin, amenințat și el de o potențială extindere a acestui război, îi cere să-l ajute, inclusiv pentru a albăra pe el însuși, nu e firesc cumva ca acest vecin să-l să ajute? Deci, Republica Moldova a ajutat, și continuă să ajute foarte mult Ucraina prin toate formatele internaționale posibile. Evident, toți știm bine cât refugiați sau au tranzitat Republica Moldova sau au rămas în Republica Moldova. Republica Moldova a fost alături de Ucraina în majoritatea instituțiilor internaționale și în, Uniunea, Euro și în uh, Organizația Națiunilor Unite, și la OSCE, și în Consiliul Europei. Deci spectrul de Măsuri de sprijin și solidaritate diplomatică, dar și practică este foarte înalt. A, în același timp, în general, modul prin care statele au sprijinit Ucraina, a, întotdeauna a ieșit din posibilitățile acestor state de a face anumite lucruri. Deci, sunt state care au livrat armament Ucrainei, dar nu au, practic, nu au preluat refugiați sau nu au întreprins alte acțiuni. Sunt state care pe de o parte, livrează armament Ucrainei, pe de altă parte, mențin uh, o distanță foarte clară de poziționările diplomatice ale Ucrainei în organizațiile internaționale, și la ONU, și la Consiliul Europei. Deci sunt state diferite. Uh, în parametrii acestei abordări, și Republica Moldova a făcut tot ce poate, la modul practic pentru a ajuta și a-și exprima solidaritatea cu Ucraina. Cât despre livrările de armamente, dumneavoastră știți bine că Republica Moldova are un sector militar în care s-a investit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Republica Moldova însă și are nevoie de necesități, are nevoie de echipamente, inclusiv echipamente militare și Moldova nu este în poziția și nu își poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare, și propria armată, ținând cont de contextul la care ne referim. Și știți bine că noi, în ultimele luni, am încercat să venim cu noi inițiative de sprijin pentru sectorul nostru de securitate, pentru armata noastră, în cooperare cu partenerii noștri străini, inclusiv cu Uniunea Europeană, prin prisma Facilității Europene pentru Pace. Deci o bună parte din activitatea noastră este axată anume pe dezvoltarea unor noi inițiative de fortificare a sectorului nostru de securitate și apărare, inclusiv atât pe necesitățile noastre de gestionare a frontierei și multe alte lucruri. Domnule ministru, specialiștii americani au vorbit recent despre intențiile Rusiei de creare acestei punți terestre spre Transnistria, iar dumneavoastră, ceea ce spuneți despre aceste incidente din Transnistria, iată și în ultimul interviu pe care l-am văzut, difuzat pe 14 mai, adică foarte curând, ziceați că forțe interne vor să atragă Republica Moldova, de acolo din Transnistria, vor să atragă Republica Moldova, în acest război ar reieși că nu vedeți legătură între această intenție a Rusiei și uh, aceste incidente. Există această legătură? Deci în regiunea noastră nu există procese exclusiv de ordin intern sau extern. Toate procesele sunt legate între ele a, și o formulare mai corectă ar fi forțe din interiorul regiunii transnistrene care încearcă Destabilizavimas situacijos regione, evident, turi neigiamą reperkusiuną asupra visos Republikos Moldovos, bet ir su reperkusiunu negatyviu fora regione. Ir šis lucru yra gana de evident. Regione yra labai komplikata. Viskas, kas įvyksta în interiorių Ukrainie, evident, turi reperkusiuną išorinį, viskas, kas în įvyksta interiorių Rusijos, evident, turi reperkusiuną išorinį, viskas, kas în įvyksta interiorių Republikos Moldovos arba interiorių. Regiunii Transnistrieane Republicii Moldova, da, are repercusiuni, are efecte și este interconectat cu procesele de ordine externe, inclusiv acest război și această agresiune. Ori dacă n-ar fi fost acest război, evident că probabil nici aceste explozii și aceste tentative de destabilizare, sper eu, nu ar fi avut loc. Rusia, dacă ar reuși acest lucru, să creeze aceste puncte terestre spre Transnistria, Republica Moldova ar deveni cumva o statică a ei, nu așa? Deci noi nu speculăm, nu facem predicții, dar noi ca guvern, ca echipă de guvernare, suntem obligați și de mult ne pregătim pentru întreg spectru de scenarii, pentru întreg spectru de riscuri. Facem acest lucru din luna noiembrie, unde se discută toate, toate riscurile de ordin militar, de ordin umanitar, de ordin economic. Încercăm să ne pregătim în măsura posibilităților pentru întreg spectru de răspunsuri și reacții guvernamentale, instituționale necesare. Și, din nou, nu putem specula, nu putem prezice. Dumneavoastră, vedeți și faptul că războiul tot a luat o turnură pe care foarte puțini actori internaționali au, pre au putut-o prezice. Deci ar fi incorect, ar fi irresponsabil să speculăm la această etapă. Ceea ce vă pot spune este că absolut toate instituțiile Republicii Moldova discută, iau un calcul și se pregătesc pentru absolut întregul spectru de scenarii. Sub ochii noștri, două țări neutre, e vorba de Suedia și Finlanda, au ajuns la concluzia pe fundalul războiului acesta declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, că trebuie să adere și ele la NATO. E un moment care lasă de gândit la Chișinău, care e un stat neutru, la fel până acum a zis mereu că este și se ține de acest statut de neutralitate, dar războiul e mai aproape de. Moldova. Deci eu cred că noi este absolut clar că noi trăim într-o regiune foarte nesigură. Insecuritatea planează asupra multor state din regiune, inclusiv asupra unor state neutre ca Republica Moldova, dar și asupra unor state care și-au dorit și își doresc aderarea la NATO, vreodată Georgia sau Ucraina. Deci trăim într-o regiune nesigură în care tentativele diverse de a găsi modalități constituționale sau instituționale de asigurare a securității nu sunt ușoare și nu generează automat securitatea pentru aceste state. Și vedem și faptul că în Ucraina foarte mulți ani s-a dorit, în Ucraina s-a dorit mulți ani aderarea la NATO, acum se admite în cadrul negocierilor sau care practic sunt acum înghețate, dar în acest schimb de mesaje și poziționări dintre autoritățile de la Kiev și Federația Rusă și noțiunea de neutralitate apare destul de regulată în declarațiile partenerilor noștri de la Kiev. Deci situația este foarte fluidă, foarte complexă. Vedem că state care uh, își doreau uh, foarte categoric să adere la NATO încep să admită uh, o potențială mișcare spre statut de neutralitate, vedem state care sunt neutre, din potrivă aderă la NATO, vedem state care își mențin propriu. Deci, da, este un context fluid. Putem spune clar că nici un model, nici altul nu oferă careva garanții clare în aceste circumstanțe, foarte dificile și da, Republica Moldova este afectată de, de această insecuritate. Da, este clar că uh, câteva linii de text în Constituția noastră nu sunt suficiente pentru a garanta securitatea statului, lucrurile astea sunt atât de evidente, și prin urmare este foarte important ca noi să ne fortificăm capacitățile noastre de apărare pentru a apăra acel model de politică externă, acel model de politici și securitate pe care și îl doresc cetățenii Republicii Moldova. Deci la această etapă este important noi să fortificăm capacitățile noastre de apărare și acest lucru se întâmplă. Totuși, Credeți, admiteți că va exista un moment în care să se pună la modul serios, sau Republica Moldova să-și pună la modul serios, uh, această, să ridice această discuție despre o eventuală aderare la NATO? Deci, aceasta este o discuție politică care, mă rog, ea are loc în societatea noastră, ea are loc între comentatori, între politicieni, parlamentari. Deci, este o discuție care are loc. La modul practic, ceea ce ține de executiv. Prioritatea noastră la această etapă absolută este fortificarea capacității noastre, fortificarea rezilienței statului nostru de a rezista în fața acest, acestei crize regionale de proporții pentru spectru de probleme, de la umanitar, la economic, la securitar și militar. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc, dumneavoastră.